Este vorba despre lucrări de consolidare mal drept râu Siret în zona kilometrului 532-533, aval de localitatea Corbu Vechi și supraînălțare tronsoane Dignă Moloasa Măxinen, kilometru 26+400, 26+600, 28+300, 28+700 și dig centură Corbu Vechi de la kilometru 0 până la kilometru 0+250. Valoarea totală a investiției este de 13,92 milioane lei. Din suma totală alocată ce se va realiza când vom finaliza această investiție, sunt următoarele capacități. Supraînălțare dig pe o lungime de 1 km aproximativ, apărări de mal pe o lungime de 850 de metri și 5 epiuri. Valoarea alocată în anul 2019 este de 5,4 milioane de lei. Astfel, în anul acesta se vor realiza următoarele capacități. Supraînălțare dig, deci din capacitățile totale, în anul acesta se propune a se realiza următoarele capacități. Supraînălțare dig pe o lungime de 300 de metri, apărări de mal pe o lungime de 220 de metri și cele 5 epiuri. În prezent, în ce stadiu se află procedura la această investiție? În prezent se derulează procedura de achiziție pentru proiectare și lucrări, se preconizează semnarea contractului, adică aflarea constructorului care va face această investiție la începutul lunii octombrie 2019. Termenul de finalizare a acestei investiții este anul 2020.